Cuburile inteligente sunt create special pentru cei care încep să învețe încă de la vârste fragede. Tinerii inventatori le-au conceput special pentru a-i ajuta pe prichindei să prindă în joacă probleme de matematică, fizică sau logică. Un joc simplu de asociere, copiii învață tabla mulțirii. Pe un cub avem operația și pe un cub avem rezultatul. În momentul în care se apropie, cuburile văd dacă soluția este corectă sau greșită. În momentul când le rotim, comunică. Am înțeles. Și dacă răspunsul nu e bun? Se face roșu. Cei patru tineri nu au nici unul mai mult de 23 de ani și fac parte din elita studenților de la Universitatea Politehnică din Timișoara. Ideea, desigur, este deosebită, dovada și că cei specialiști în materie i-au și acordat premiul întâi, nu? Ei participă astfel la faza internațională și, desigur, orice performanță în acest domeniu este excepțională pentru universitatea noastră. Așa cum am spus și în conferința de presă, noi suntem preocupați de, într-adevăr, de a sprijini excelența și prin toate mijloacele de care dispunem, acordare de burse, sprijină în deplasări, vom face tot posibilul ca, într-adevăr, acest student de valoare să fie evidențiat la înalta lor calitate pe care au în acest moment. Ideea a venit în 2010, la sfârșitul anului, și de atunci au muncit la ea mai serios, s-au pus cumva la mijlocul anului trecut, deci cam un an de muncă. Acum au ajuns cam în 3-4 zile să facă un cub. Deci să vă gândiți că sunt dispozitive, sunt componente destul de mici pe care ele lipesc manual, sunt multe sârmulițe acolo și cam în 3 zile fac un cub. Dar asta după ce au experimentat, după ce au încercat timp de un an de zile, au ajuns la faza asta. Tinerii au fost propuși să reprezinte România la concursul IT din Sydney după ce au câștigat tot ce se putea la noi în țară. Mai mult, ideea lor poate fi transformată foarte ușor într-o afacere de succes. Producția de serie pentru un cub ar fi de $10. La aceasta se mai adaugă câteva costuri pentru diverse componente. Noi ne-am gândit că o să avem o cutie în care să le transportăm. Vrem să renunțăm la calculator și să folosim un mic dispozitiv înăuntru să comunice cu internetul. Pentru țările unde energia electrică este o problemă, ne gândim la o versiune cu panouri solare pentru a fi încărcate de către soare și toate acestea vor adăuga la cost. De exemplu, varianta cea mai simplă ar fi încă $20 pentru cutie, pentru platformă de încărcare. Dar dacă adăugăm și conectivitate 3G, de exemplu, sau încărcarea cu soarele, ar putea să fie încă 50. Asta doar costurile de producție. La acestea se mai adaugă costul pentru staff, costurile de distribuție, diverse taxe și accize care probabil o să fim nevoiți să le plătim. Colaborarea cu unele instituții mari care să ne ajute. Deci noi venind ca startup, noi nu avem logistica să facem distribuția. Copiii pot folosi aceste cuburi pentru a-și însuși experiențele teoretice cu cele practice. Dacă la școală învață o formulă sau o operație, folosind aceste cuburi pot să verifice acea formulă sau să verifice acel calcul. Pe lângă partea tehnică, deci partea de hardware, da, de microcontrolere și partea de software, da, unde e programare și așa, trebuia să ne gândim și la partea de viabilitate, de business, da? Cum ne susținem produsul, dacă e fiabil sau e doar o idee. Deci pe partea asta trebuia să lucrăm. Plus, în finala din Sydney o să fie și stand unde fiecare echipă își prezintă produsul și atunci trebuia să abordăm și partea de marketing a produsului. Pentru copiii de grădiniță să fie mai interactiv, să nu se plictisească atât de repede, să poată să schimbe ce se afișează pe ele și să-i atragă ca să învețe. Proiectul tinerilor timișoreni se numește LiveX Learning, iar jucăriile inteligente poartă denumirea de iCube. Cuburile interactive pot fi controlate cu ajutorul computerului sau al unui telefon mobil inteligent, iar profesorii vor putea seta exercițiile pe care micuții le vor pune în practică.